România nu este pregătită ca infrastructură pentru mașinile electrice din cauza nivelului scăzut de trai. Majoritatea românilor nu își permit un astfel de autoturism, întrucât și cel mai ieftin costă puțin peste 30.000 de euro. Mașinile electrice sunt din ce în ce mai prezente în activitățile noastre, sunt subiecte dezbătute intens pe platformele de socializare. Le poți admira în showroom-uri sau le auzi zumzăitul specific atunci când aștepți la coadă pentru covrigii preferați. Însă oare este pregătită România pentru aceste autoturisme? Nivelul de trai de acum, foarte puțin ne permitem mașini electrice. Pentru asta toată lumea ia mașinii, cum să spun, deci de secunda mano, sau cum se zice, la mâna a doua, cum se zice. Dar, în general, foarte, foarte puțin în România își permit să ia mașini electrice. Pentru că sunt foarte scumpe și nu vedeți că toți românii preferă să ia din Germania, din Italia, din alte țări, unde dau mai puțin bani și se folosesc de ele, în interesul propriu. Majoritatea românilor nu și-ar permite niciodată o mașină electrică. În general, aceștia nu își pot achiziționa o mașină nouă, de pe bandă, pe benzină sau motorină, iar străzile sunt pline de mașini second-hand. Noi nu ne permite niciun second-hand apoi o mașină electrică. Vă dați seama că e extraordinar de scump. Și la salariile astea și pensiile astea. Care au bani, cu să nu ia? Hai la alții, nema. Jumate da, jumate nu. Oamenii de rând din România credeți că își vor permite? Nu, niciodată. Unii da, care au bani da, care nu, stau să uit. Asta e. Realitatea tristă este că mulți români nu au apă curentă și canalizare, de unde să mai viseze la electricitate.